Pregătește, fii atent și cum merge. Tot, tot. O, frumoasă copt. Da, îmi place. E frumoasă, e mulată. Ele întinsă, frumoasă. Ea este... Dar... Marie. Hello, Marie. Hello. You're beautiful. You're amazing. Thanks. Marie. Așa, din avion, Diana... Din avion, mie mi se pare foarte tânără. E tânăr, dar sigur cred că are peste 30. S-ar putea pentru să nu că este tenul și pielea și ele arată foarte frumos oricum, să știi. Dacă cât îi dați, bunii, cât îi dați? Nu costă evaluarea, nu costă estimarea. Zi tare, tare. Cât? Eu aș zice 17 ani. Ok, 17 ani am luat estimarea asta, nu costă. Eu aș zice, nu știu. Am înțeles, da. Mai scad atunci eu un pic decât tine, dar 25 tot îi dau. S-ar putea adică să... E superbă și clar pare mai tânără. Deci pare, după cum foarte pare. Tânără, pare. Dar foarte tânără. Așa... Fetele creole nu-și arată vârsta, da, de obicei. Da, niciodată, exact, niciodată. Exact, arată, adică... Am văzut și de 70 și e adevărat, și arată de 30, corect, corect, corect. Da. Așa că mare atenție, fiecare a greșit înseamnă 1000 de lei, dar poate vă ajută variantele astea. Variantele de cultură generale. Hit, star, film, știre, sport, zoom, vă aduc mai aproape sau ce vă dau? Vă dau hit? Haideți să luăm știre. Nu? Mamă? Și le păstrăm pe alea care le știm mai spre sfârșit. Da, da, da. Hai să vedem. Excelent, Diana. Și eu aș spune să le păstrați pe alea pe care le stăpâniți pentru mai încolo, da, când penalizările sunt mai mari, amenziile sunt mai mari. Ce vă dau? Vă dau știre? Da. Știre, hai, dați-mi știre din anul în care s-a născut superba Marie. Înșelătoare vârsta ei. Știre! Mamă, ziua de 1 decembrie se declarată oficial sărbătoare națională a României. Mamă, hai că vă ajută! Adică exact în ziua în care s-a născut Marie, 1 decembrie a fost declarată oficial ziua națională a României. Câți ani are Marie? I-ați dat 17 ani. Cât are? 15 secunde din clipa asta. Nu știu. Nu, dar atunci, dar n-are cum, că nu e așa, bă. Fetelor, am nevoie de un răspuns, vreau să apăsați. Am nevoie de un răspuns, fetelor. 23. Hai, hai, fetelor, cât? 23 de ani. Nu. N-am nimeni. 17. Ia să vedem. Hai să ne gândim. Bunii. Ați prins multe, ați prins și perioada războiului, ați prins și perioada regalității. Ați prins-o cât de cât, erați copil. Ați prins. Până în... Ziua națională a României, care era până la Revoluție? Dacă stau... 23 august, august era. Corect. Și de la Revoluție încolo... De 90. Ah, da. Deci ai născut? Mamă, păi... Lasă. I-ați dat 17 la prima evaluare. Eu, 17 da. Ani? Da. Wow! Marie, vorbești limba română, așa e? Da. Excelent. Am păcălit puțin, crezând că, sperând, dar ia că te... Ești desculț acum, am observat. Da. Marie, avem o întrebare pentru tine care valorează 100.000 de lei. Și întrebarea este dacă tu ai... 17 era prima strigare și finalul a fost 23 de ani. Tu ai 23 de ani, Marie, da sau nu? Nu. Nu, eram sigură. Era 1 decembrie, ziua națională a României, după 23 august, n-a fost acum 23 de ani. Tot ce contează e să nu fie distanță mare între vârsta ei și vârsta pe care ați dat-o voi. 1000 de lei fiecare an greșit. Un an greșit. 2 ani, 2000 de lei pierduți. 3 ani pierduți. 3000 de lei, 4 ani pierduți. 5 ani pierduți. 5000 de lei pierduți. E bine. Încă e bine. 5.000 de lei pierduți. Deci cât are? Cum am gândit în prima. Câți ani ai, Marie? Câți ani ai, Marie? 28. 28 de ani? E superbă. Bravo. Am fost aproape. Bravo ei. Ai văzut, bravo mie la asta.
Cât i-ați dat la început? 17 ani. Eu i-am dat 17. Deci trebuie să fac în comparație cu nepoata. Uai de mine! Dacă ați fi rămas la 17, era drama. Ați fi pierdut mulți bani. Da. Trebuie să fiți mult mai concentrați. Marie, mulțumesc că ai fost lângă noi, Marie! Mersi!